Bine v-am găsit din nou, prietenii noștri dragi! Ne vedem și astăzi la o rețetă din bucătărie și ne vedem la o rețetă, credeți-mă, extraordinar de gustoasă, foarte simplă, foarte rapidă, dar extraordinar de gustoasă. Noi am intitulat-o și o numim pentru că aici în America așa se numește, este vorba de salată de pui. Practic, cum eu personal nu mai mi-aduc aminte dacă în România noi făceam așa ceva. Cert este că aici în America, americanii consumă foarte mult, foarte mult pui, la rotisor și cam în toate magazinele găsești și nu-l mănâncă pe tot. Și atunci a doua zi, pentru că nu-l mănâncă pe tot, rămâne bucată de piept, bucată de spate, aripi sau poate chiar pulpă. Se iau bucățile respective, se tau în cubulețe foarte, foarte mărunte. Mă repet, în special se face acesta cu puiul la rotisor, la grill, cum ar veni. Aici se consumă cantități enorme, americanii se duc la magazin și-și cumpără câte 2-3 și îl pun pentru, duc la cină sau îl duc pentru prânz și nu-l mănâncă pe tot, iar pentru că nu-l aruncă, iasă după aceea se poate prepara una dintre cele mai gustoase, rapide și fantastice rețete de salată de pui. Se porționează foarte, foarte, foarte bine puiul, după cum vedeți, în bucăți cât mai mici dacă se poate, așa. Mă repet, după cum vedeți și pe timp, rețeta este foarte rapidă, deci vom termina foarte repede. Îl puneți într-un vas, folosiți ori o ceapă foarte bună de apă, cum se numește în România, ori ceapă roșie. Practic, ceapa roșie se pretează foarte bine la salate și de aceea, dar se poate pune și ceapă verde, să spunem așa, sau se poate pune ceapă albă foarte dulce. Puneți în funcție, totul se face după gustul dumneavoastră, cantitățile care le doriți. Noi aici am pus o ceapă roșie, acum în grame nu pot să vă spun cât pui am pus. Am pus două linguri bune sănătoase de smântână, două linguri bune sănătoase, să spunem așa, de maioneză. Se mai pune sare și piper după gust. Și practic se mai pune un pic de lămâie și asta în funcție de gustul fiecăruia, mai multă sau mai puțină. Puteți să stoarceți o jumătate de lămâie, puteți să stoarceți o lămâie, acum depinde și de cantitate și cât vă place dumneavoastră. Omogenizați toate aceste ingrediente împreună, credeți-mă, este extraordinară salata asta. Încercați-o și o să vedeți că o să vă îndrăgostiți de această salată, cei care nu o știți, bineînțeles. Este de asemenea o modalitate de a pregăti și niște pe un platou de aperitiv, dacă aveți musafir sau pentru un eveniment sau așa mai departe. Și o să vedeți mai încolo, așa cum v-ați văzut de altfel și în prezentarea noastră de început. Noi am prezentat-o pe niște bucăți de pâine prăjită și nu numai, o să vă arătăm mai imediat puțin. O omogenizați foarte, foarte bine această salată să se întrepătrundă absolut toate aromele împreună. După care, de preferință, pentru a intra toate aromele așa cum trebuie, o veți lăsa la frigider pentru măcar o oră, două, să spunem așa, să intre toate în ele. Dar, bineînțeles, o mai gustați de sare, piper, de lămâie, fiecare după gust. Dacă vă mai trebuie ceapă, fiecare după gustul fiecăruia. După ce ați lăsat-o la frigider, noi vă recomandăm, prăjiți câteva bucățele de pâine, o baghetă proaspătă sau o pâine proaspătă, câteva bucățele prăjite puțin. Puneți această salată și credeți-mă, este nebunie, este curcubeu pe cerul gurii, nu alta. Așa cum v-am spus, puteți să folosiți această salată ca și aperitiv la orice eveniment. Aveți musafir, sărbătorile, Crăciun, Pas sau orice altceva, sau orice eveniment, este o rețetă foarte, foarte rapidă. Noi am mai pregătit încă un plating și o să vă arătăm despre ce este vorba. Practic se poate, ori faceți aluat de tartă, ori cumpărați aluat de tartă și îl prăjiți practic aluatul de tartă, după care gen coșulețe, după cum vedeți în această filmare de exemplu, și le umpleți acele coșulețe din aluat de tartă cu această salată de pui, credeți-mă, este extraordinară. Ornați-o cum o doriți, o puneți cum doriți noastră. Dragii noștri prieteni, aceasta a fost rețeta noastră și de astăzi. Vă mulțumim că ne urmăriți și sunteți alături de noi. Și dacă v-a plăcut și această rețetă și această filmare, vă rugăm frumos să ne dați un like, să ne dați un share. Și dacă sunteți pentru prima oară pe canalul nostru, vă rugăm să vă abonați la canalul nostru apăsând butonul subscribe. Vă mulțumim încă o dată că ne urmăriți. Și așa cum vă spunem de obicei, să ne vedem, să ne auzim cu bine. La revedere!